Instituția Avocatului Poporului a făcut public raportul privind cercetarea pe care a declanșat-o la școala Carmen Silva din Horia, ca urmare a unor înregistrări puse la dispoziție de părinți ziarului de roman. Raportul extrem de consistent arată punctual modul în care, prin comportamentul inadecvat, o învățătoare a abuzat emoțional copiii, încălcându-le în felul acesta drepturile. Am apreciat că prin comportamentul său cadrul didactic acuzat a încălcat drepturile copiilor, respectiv prevederile articolului 33 alineatul 1 și alineatul 2 și ale articolului 52 alineatul 2 din legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Întrucât la data efectuării anchetei, conducerea unității școlare nu a putut prezenta documente din care să rezulte sesizarea instituțiilor cu atribuții în respectarea drepturilor copilului, care să se pronunțe cu privire la posibilă afectare a stării emoționale a copiilor, am apreciat că au fost încălcate prevederile articolului 52 alineatul 4 din legea numărul 272/2004, potrivit căruia cadrele didactice au obligația de a referi centrelor județene de resurse și asistență educațională cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului și de a semnala Serviciului Public de Asistență Socială sau Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului aceste cazuri. Prin documentul amintit, Avocatul Poporului face o serie de recomandări conducerii școlii Carmen Silva și măsurile ce trebuie luate pentru remedierea unei astfel de situații. Ca urmare, a fost instituția Avocatul Poporului, a emis recomandarea prin care a pus în vedere directorului școlii Carmen Silva să ia măsuri pentru ca toate cadrele didactice din școală să cunoască și să respecte prevederile articolului 33 alineatul 1 și 2 și ale articolului 52 alineatul 2 din legea 272/2004. De asemenea, va lua măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor articolului 52 alineatul 4 din legea 272/2004 pentru toate situațiile în care există indicii privind încălcarea drepturilor copilului, atât în cadrul procesului instructiv educativ, cât și în afara acestuia. Directorul școlii va comunica Avocatului Poporului raportul Comisiei de Cercetare Disciplinară și măsurile dispuse în baza acesteia. Conducerea unității școlare nu a primit încă raportul întocmit de Avocatul Poporului, dar a declarat că va ține seama de conținutul lui în ședința Consiliului de Administrație al școlii, care se va întruni vineri 8 aprilie pentru a analiza propriul raport de cercetare și a pune în discuție documentul elaborat de reprezentanții Biroului Teritorial Bacău al instituției amintite. Mâine avem Consiliul de Administrație la nivelul școlii, vine după ora 12, în care vom discuta raportul Comisiei de Cercetare, întocmit de colegii noștri din școală, și, bineînțeles, vom lua în discuție și raportul făcut, de fapt, aceste recomandări făcute de doamna de Avocatul Poporului. După care vom vedea ce sancțiune vom da doamnei învățătoare. Deocamdată nu pot să vă spun, pentru că e prea devreme. Reprezentantul Avocatului Poporului s-a autosesizat din înregistrarea video publicată de ziarul de roman și a demarat o anchetă la această unitate școlară în data de 23 martie. În timpul anchetei s-a stat de vorbă cu părinții copilului, cu alți părinți și cu cei din conducerea școlii. Recomandările Avocatului Poporului sunt obligatorii pentru conducerea școlii, care va trebui să ia măsuri la nivelul unității școlare ca astfel de abuzuri asupra unor copii să nu mai aibă loc și pe viitor. Inspectoratul școlar va putea interveni doar în situația în care una din părțile implicate nu va fi de acord cu sancțiunile propuse de Comisia de Disciplină de la instituția școlară amintită. Învățătoarea este asistată juridic de Cabinetul de Avocatură al senatorului Ioan Chelaru.